12 pahare și 2 pahare. Deci diferența este de 10 pahare. Deci acum să zicem, din cât? Scădem din cât? Din 106 minus 76. Și facem, 30. 30 lei pentru cele 10 pahare. Putem să facem 30 împărțit la 10 ca să aflăm cât este un pahar. Nu putem face. Obligatoriu facem asta. Da. Da? Asta e obligatoriu. Da, ca să vedem cât ar da 12 pahare. Deci 30 împărțit la 10 care dă 3. Deci 3 lei un pahar. 3 lei. Cu 3 lei un pahar. Un pahar. Păi dacă 30 lei 10 pahare, normal. Și facem 13 ori 12. Acum, ca să vedem câți bani, câți și facem din ce ne dă, facem 106 minus așa și aflăm deci, de 10 farfurii. Aflăm repede 3 ori 12. Dar de ce nu mergem la situația 4, că e mai ușor? Un pahar 36. Uitați, un pahar 3 lei. Un pahar este 3 lei. Scădem din 38. Exact. Îi dă 35. Da, 36 e 10 pahare. Și până la 4 lei. Dar tot atât de bine și cum ai spus tu, da? Deci facem ce acum? 38 minus 1 minus 3. Minus 3. 3 lei costă un pahar. 3 lei costă un pahar. 38 minus 3. Da, cu 35 lei pentru 5 farfurii. După aceea facem 35 împărțit la 5, care îmi dă 7. 7 lei o farfurie. Și 35 împărțit la 5 egal cu 7 lei o farfurie. O farfurie. Farfurie. Deci răspunsul ar fi că un pahar costă 3 lei, o farfurie 7 lei. Să vedem dacă așa stau lucrurile. Adevărat. 3 ori 12, 36. 7 ori 10, 70. 36 ori 70, 106. Corect. Și tot atât de bine și partea asta. Da. 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 Yes. Atenție. Da. Vreau să reluăm un pic problema. Deci, autorul ne spune așa, că pe 12 pahare 10 farfurii, dar atât. Pe 15 farfurii, vedeți, crește cu 3 pahare și 25 de farfurii, crește cu 15 farfurii. Asta vede cine foarte așa, bine. Așa, 25 minus 10, 15 minus 12. Păi da, 25 minus 10 face 15, nu? Farfurii. Da. Și 15 minus 12, 3 farfurii. Chiar așa, 3 pahare. Chiar așa am și gândit. Corect. Și pe 3 pahare, de aici o sesizatea, că pe 3 pahare și 15 farfurii dă 114 lei. Da. Mă vine așa? 114 lei. Și acum, noi am reprezentat prin segmente, ne-am închipuit echipaje de câte un pahar și 5 farfurii. Și de ce am împărțit în 3? Pentru că am vrut să văd cât dă pe un pahar și 5 farfurii. Dacă pe 3 pahare și 15 dă atâta, pe un singur pahar și 5 farfurii, adică o treime m-ar veni, din 114, o treime din 114 înseamnă cât 38 de lei. 38 de lei, da? Este foarte important că pe un pahar și 5 farfurii. Și acum s-a concentrat foarte repede pe comparația de la primul caz. Că ea vede 5 farfurii și vrea să ajungă la același număr de farfurii. 5 ori 2 fac 10 și atunci mulțește. Își închipă că pe 2 pahare și pe 10 farfurii, 2 pahare și 10 farfurii dă 76 de lei. Da? Și cum are același număr de farfurii, iar paharele din 12 scăzut 2, 10, înseamnă că pe 10 pahare dă o sumă de cât? De 30 de lei. Împărțim la 10, cât e diferența, iată că obținem 3 lei pe un pahar și mă gândeam la următorul lucru, numai așa privindu-le, să ne propunem să ajungem la același număr, fie de farfurii, fie de farfurii. Hai să ne concentrăm pentru farfurii. De farfurii. Cu cât ar trebui să mulțesc aici? La cine, la ce număr să ajung eu, încât să se împartă și la 10 și la 25? La 5.
5. 50 este cel care se împarte și la 10 și la 25. Da. Da? 25. Altul, 50, ăsta e primul care se împarte și la 10 da, și la 25. Da. Și atunci, ca să ajung la 50 și mulțesc asta toate cu 5, toate situația păi asta este cu 5. Deci și 100 la și 2 și 5. Deci cel mai mic număr, da? Și acum cealaltă cu 2. Și cealaltă mulțesc toate cu 2. Și atunci iată că transcriu primul caz după mulțirea cu 5, adică ce înseamnă că mulțesc cu 5? Înmulțesc atât paharele 12 și 10 și rezultatul cât dă. Corect, tot. Deci mulțim cu 5 am acolo, 5 ori 12. 60. 60 de pahare. Și 50 de farfurii. 50 de farfurii. Costă. Costă de 5 ori 106. 530, da? 530. Iar pe cine? 30 de pahare. 30 de pahare. Și 50 de farfurii. 50 de farfurii. Da. Cât copii? 220 ori 2. 440. 220 ori 2. Da? 440. Și acum, îndată, ne dăm seama. Farfuriile sunt la fel. Diferența la pahare este. De la 60 la 30. 30 de pahare. De 30 de pahare. Deci pe 30 de pahare. Dă 90 de lei. Da? Dă 90 de lei. 90 de lei. Diferența. Da? 90 lei. Da. Dacă pe 30 dă 90 de lei, pe un singur pahar, egal cu 90 împărțit la 30, egal cu 3 lei. Da? 3 lei și problema de acum curge. 3 lei în pahar. Da. Da. Dar mie mi-a plăcut foarte tare și observația făcută de Daria, aceea care i-a s-a dus la echipajul acela. Însă, de acum, pe un singur pahar și 5 farfurii, a apărut ideea asta să împărțim la 3, care nu prea s-a văzut la voi. Nu s-a văzut foarte repede de ce se împart la 3. Și atunci, ca tehnică de lucru, o să reținem așa. Când găsim probleme de tipul acestora, ne străduim îndată să mulțim, să avem fie farfuriile același număr, fie paharele. Adică să, din cele două necunoscute, la una să am aceeași unitate de măsură. Același număr. Și atunci, ca tehnică de lucru, dacă țin minte asta... E mult rapidă. E mult mai rapid. Corect. Iar eu am nevoie să câștig timp. Mai facem să facem rapidare, domnule. Sigur că da, mai facem. Da, 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 da. Deci ideea este așa. Când văd pe 12 farfurii și 10 și pe asta așa, odată, atât și atât, măi, dacă ar fi fost la 10 și sus și jos deodată, autorul era trecut cu noi. Da. Că ar fi văzut diferența la pahare. Însă nu se întâmplă așa. Deci nu se întâmplă așa, ci pur și simplu el dă numere diferite și la pahare și la farfurii. Și atunci încerc să găsesc cu ce număr să mulțesc. Cu ce număr să mulțesc ca să am aceeași situație. Deci, vedeți, aici a fost frumusețea problemei. Da. Domnule profesor. A venit casa a șaptea, mai facem tura viitoare. Alo? Tu vine de șoară. Da. Alo? Davide. Gata. Facem sinteza. Ce-ați lucrat astăzi, copii? Probleme. Bine. Cine... Păi să dau lecții de matematică. Nu știu voi. Dacă nu știți, aflați acum. Da. Asta știam de mult. Da, mai sunt la o lecție în direct la microfonul la TV. Sunt Mihaela. Da? Hai să văd. Da, să văd cum. Da, mai stăm noi de vorbă. Mai sunt în alte moment, da? Bine. Ce-am lucrat? Da, da, da. Probleme. Da, da. Probleme, da, da. Da, da, da. Bine, vă pun. Salut, salut. Ce faci de probleme? Să facem sinteza, domn profesor. Da. Ce am lucrat astăzi, copilași? Probleme? Hai, atenție la domnișoara. Am metoda mersului înapoi. Da. Da, 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 da. Probleme. Metoda întâi. Mersului. Înapoi. Probleme? Da, probleme. Ce-am mai făcut, copii?
Nu, da? Nu s-a oprins. Nu, nu l-am filmat așa. Și problema asta care am făcut-o aici? Asta, ultima. Asta e cu... Cu ce? Segmentul. Ce metoda? Ce metoda a fost asta? Metoda... False ipoteze? Nu. Nu? Nu, nu, nu. Acum mai fost. Mai e o metodă. Mai e o metodă, dar nu mai știu cum se numea. Metoda grafică. Nu. Nu presupunere. Ceva grafică. Geografică. Figurativă. Cu geografică. Figurativă. Figurative sau... Sau prin segmente, domnule. Da, da, da. Metoda figurativă, da. Geografică. Ai tot pe acolo. Tot pe acolo. Deci mai trebuie. Probleme. Da. Și cam astea a fost cea de ora. De nu vrei să fii șomer? Nu uita de like și share! Așa să fie. Așa să fie, ne oprim aici și pasează clasa. Da. Am rezolvat.